Domnul să fie lăudat! Amin! Fraților și surorilor din Cluj, vă aducem salutări sfinte de pe Albini, de la Biserica din Albini. Știu că am fost la dumneavoastră cu multă vreme în urmă, obișnuiam atunci să mai venim cu bătrâni care acum sunt plecați la Domnul. Mi-a rămas în memorie, în minte, o seară de rugăciune memorabilă cu tinerii îl adusesem atunci cu noi pe fratele Ionica Berci din Bistrița și până undeva spre ora 11 noaptea, tinerii s-au dus la mărturisire, a fost o eliberare extraordinară atunci și Domnul ne-a dat mari bucurii, mari bucurii. Domnului, domnului. Cred că Domnul este același, Domnul să binecuvinteze și tinerii și bătrânii, îl văd pe fratele Costi, că Domnul să-l binecuvinteze și pe el și toată familia dânsului. Haideți puțin să... Intrăm, aș vrea, din faptele Apostolilor din 27 și 28, sunt două capitole din care învățăm cum ne salvează Dumnezeu. Vor fi și rugăciuni mai speciale pentru cauze. Haideți să vedem puțin din aceste două capitole din Noul Testament, modurile, modurile cum Dumnezeu obișnuiește să ne salveze pe noi. Dacă o să citim cu mare atenție aceste două capitole, o să observăm în ele că există trei definiții ale vieții. Viața este o călătorie pe o corabie necunoscută. Capitolul 27 este călătoria lui Pavel spre Roma cu acea corabie despre care știm. Apoi, în capitolul 28, pe lângă călătoria cu corabia necunoscută, cu soldați necunoscuți, cu locuri necunoscute, cu furtuni neașteptate, în al doilea rând, viața este un popas pe o insulă necunoscută. N-a mai fost Pavel niciodată aici. E vorba de Ostrovul, de insula Malta, acolo unde mai târziu s-au dus cavalerii cruciați și. Aici Pavel a învățat niște lecții pe care o să le vedem imediat, niște lecții deosebite despre cum ne păzește, cum ne salvează Dumnezeu. A treia definiție a vieții, viața este un drum într-o țară necunoscută. De la versetul 11 în jos, Pavel merge spre Roma, dar o ia la pas. O ia la pas prin Italia, nu cunoștea țara aceasta și ajunge la Roma. Haideți să vedem puțin cum ne salvează Dumnezeu, modurile lui Dumnezeu de a ne salva pe fiecare dintre noi din anumite crize ale vieții. Primul lucru pe care îl învățăm din capitolul 27 este că Domnul ne salvează prin călăuzire personală, prin călăuzire personală. Versetul 9 din 27 Trecuse destul de multă vreme și călătoria pe mare se făcea primejdioasă, pentru că trecuse chiar și vremea postului. Pavel a observat, fraților și surori, că erau niște lucruri naturale pe care Dumnezeu le-a așezat în lumea noastră, niște semne, chiar semne ale vremurilor și el știa că dacă trece vremea posturilor, încep furtunile pe mare. Ei, Pavel călăuzit de Dumnezeu la nivel personal, el simte ceva. În versetul 10 spune: El le-a zis oamenilor călătoria, văd că nu se face fără primejdie și fără multă pagubă. Deci, el deja avea un simț, fraților. Simțea în interiorul lui că ceva nu este în regulă. Și atunci când Domnul vine și îți dăruiește un simț la nivelul Duhului, chiar dacă nu poți să-l explici de rog frumos, ține cont de lucrul acesta, că Domnul îți dă simțul respectiv. Domnul îți dă călăuzirea personală și trebuie neapărat să te iei după simțul acela, dar să fii convins că Dumnezeu ți-a vorbit. Ce i-a costat pe ei de la versetul 11 în jos și ce ne costă pe noi când plecăm fără călăuzire într-o călătorie? Vedeți versetul 11, când umblăm fără călăuzirea Domnului, ajungem să ascultăm de oameni care știu și care au. Vedeți versetul 11? Sutașul asculta mai mult de cârmaci, ăsta știe că doar iau mumării, și de stăpânul corabiei. O, oh, ăsta are corabia, el decide. Fraților și surori, am observat în viața de fiecare zi, când noi nu stăm la călăuzirea Domnului, nu avem călăuzire personală, ne luăm după oameni care credem noi că știu multe, care vedem că au posibilități și numai ne trezim că ne rătăcim odată cu ei. Așa că Domnul să ne dea călăuzire personală prin Duhul Sfânt. Așa cum spunea Pavel, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor. Cugetul poate fi în multe feluri, de la cuget rău, de la cuget însemnat cu fierul roșu până din coace, la cuget bun și la cuget luminat de Duhul Sfânt. Doamne, cercetează-ne pe toți! Amen. Ne uităm aici în textul nostru și vedem că oamenii ăștia, fără călăuzire, de la versetul 12 în jos, foarte interesant, se credeau stăpân pe țintă, așa spune Biblia aici, ca niște oameni care se versetul 13, se credeau stăpâni pe țintă. Au ridicat ancorele și au pornit cu corabia. Când pleci fără călăuzirea Domnului, vine furtuna. Versetul 14: Nu după multă vreme s-a dezlănțuit asupra insulei un vânt furtunos numit Eurachilon. Raților și surorilor și peste România, de multă vreme s-a dezlănțuit acest vânt, această furtună care poartă numele de euro, Eurachilon. Și apoi au luat-o mulți în alte părți și s-au rătăcit, să știți. Mergem mai departe. Corabia a fost luată de vântul ăsta furtunos și fără să se poată lupta, spune uh, corabia în contra vântului, ne-am lăsat duși în voia lui. Imediat, imediat, problema următoare a fost că s-au înregistrat pierderi materiale. Versetul 17. Am întrebuiințat mijloace de ajutor, am încins corabia cu frânghi, am lăsat pânzele jos, versetul 19 și 18. Am aruncat în mare încărcătura din corabie. Vă dați seama, corabia asta era probabil o corabie de negustorie și atunci toată marfa s-a pierdut. Au aruncat o în apă să-și scape viața. Până la urmă, zice în versetul 19, am lepădat uneltele corabiei. Până la urmă, spune versetul 22, Pavel, nu va fi altă pierdere decât a corabiei și la finalul Capitolului se confirmă această înștiințare pe care a primit-o Pavel. Pierderi materiale. Pierderi materiale. De ce? Plecarea fără călăuzire. Mai mult decât atât, versetul 20, pierderea nădejdii Îți pierzi nădejdea, îți pierzi speranța, zici, mă, nu mai pot să ies din situația asta. Dar de ce? Ai plecat fără călăuzire. Și apoi, ce să mai vorbim? Versetul 33 pierderea poftei de mâncare. Ce să mai mănânci? 14 zile au fost forțați oamenii ăștia să postească. Pentru că se luptau pentru viața lor. Și revin. Cum ne salvează Dumnezeu? În primul rând, prin călăuzire personală, ei n-au ascultat de călăuzirea personală a lui Pavel, l-au ascultat de alții și au ajuns rău. Al doilea lucru, al doilea răspuns și minunat. De la versetul 22 în jos, ni se spune că Domnul ne mai călăuzește prin îngeri, prin puterea îngerilor, prin apariția unor îngeri, a unor mesageri trimiși din cerul lui Dumnezeu. Pavel se uită la ei și când ei n-aveau nicio nădejde de descăpare, toți se uitau unul la altul ca la niște morți și își numărau ceasurile și clipele și se gândeau imediat o să fim scufundați în apă să o termina cu noi. Atunci vine Pavel, se ridică înaintea lor și începe să le vorbească și omului Dumnezeu le spune așa, vă sfătuiesc să fiți cu voie bună. Dumnezeu face niște promisiuni aici, 1. Nimeni nu va pieri, spune versetul 22, 2. Nu va fi altă pierdere decât a corăbiei și 3 un înger al lui Dumnezeu nu a putut să fie oprit de furtună. Îngerul lui Dumnezeu a venit prin furtună până la noi. Și mi s-a arătat azi noapte, m-am rugat și Domnul mi-a răspuns, zice Pavel. Și imediat îngerul lui Dumnezeu este cu ei. Așa de minunat a lucrat Dumnezeu prin îngerul acesta, încât Pavel a devenit capitanul corăbiei. Vă dați seama, Acum nu mai conducea capitanul. Ăsta o pierdut lucrurile de sub control. Pavel, un deținut, un om legat în lanțuri, ajunge capitan prin puterea lui Dumnezeu. Și el le spune, fiți cu voie bună, Domnul e cu noi, Domnul ne salvează. Și imediat din n-au altă șansă, trebuie să agațe de promisiunea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ce promite împlinește fraților și surori. Lăudat să fie Domnul! Uite, Dumnezeu poate să lucreze și prin îngeri, mi-aduc aminte la ideea aceasta cu capitanul Pavel, în ghilimele am zis capitan, că nimeni nu-i zice aici capitan, dar oricum ascultau toți de el. Mi-aduc aminte că la înmormântarea fratelui Ciuci Pavel, acest om al lui Dumnezeu a fost uh, ordinat în slujire undeva la începutul anilor 1920-1930 atunci. Și a fost un om al lui Dumnezeu din partea bihorului, un om prin care Dumnezeu lucra în mod miraculos. Gândiți-vă că omul ăsta stătea, nu era atunci amvon, era o masă, dar stătea acolo la masa asta și urma să predice. Și o soră era bolnavă în biserică. Și o zis, Doamne, eu trec pe lângă fratele ăsta, este omul tău. Și eu trec pe lângă el că trebuie să ies afară. Că nu mai pot, îți bolnavă. Dar știți ce cred? Că dacă mă ating de papucul lui, mă vindeci. În momentul când s-a plecat și i-a atins papucul și a ieșit afară, o simțit un fior și o putere în ea și Domnul a vindecat-o pe loc. Fratele Pavel Ciuci, era un om al lui Dumnezeu, un om însoțit de Dumnezeu cu puterea Duhului Sfânt. Și omul acesta a făcut ani grei de închisoare. La finalul vieții lui, când a fost uh, în Sicriu și era în mormântare acolo, a venit un om din America, un frate, un, of, un om al lui Dumnezeu deosebit. Ăsta era păstor și proroc, era un om deosebit. Pavel Vaidal chema. Și fratele acesta începe să plângă l-au pus la cuvânt și începe să plângă și zice, fraților, știți ce mi-au descoperit Dumnezeu? Că în lucrarea lui, fratele Pavel Ciuci a fost ofițer și eu un simplu soldat. Cum e asta? Păi în lucrarea lui Dumnezeu, cine se zmerește, va fi înălțat. Cu cât te zmerești mai, mai jos și te faci mai, mai, mai mic, Dumnezeu te înalță și te face mai mare în grad, mai mare în grad ca alții. Și posibil că Dumnezeu l-a văzut pe fratele ăsta, pe Pavel Ciuci, și a zis, ăsta merită să fie un ofițer în armata mea. Și așa a fost, că el poruncea demonilor și plecau. Ce ofițer mai mare găsește în lumea spirituală decât cel care poruncește duhurilor rele și să iasă și ele ies? Ăsta era omului Dumnezeu. Raților și surori, cum ne salvează Dumnezeu? Prin călăuzire personală, dar ei n-au ascultat. În al doilea rând, n-au avut de ales. Prin puterea unui înger. Și a venit îngerul și îngerul era prezent cu ei. Să fim foarte atenți că îngerul nu lucrează contra scripturii și contra regulilor instituite de Dumnezeu și chiar de oameni, fraților. Simeonuc era odată în misiune, mergea cu un tânăr și tânărul o călcat, așa, accelerația și o mers cam tare, cam prea tare o mers tânărul ăsta. Și când au ajuns la capătul călătoriei, urmau să intre într-o biserică, deja biserica a început, slujba era începută, Simeonuc stătea în mașină și stătea și se gândea. Hai, frate, Simeonu, o dată, că a început biserica. Nu, nu, zice, eu aștept îngerul, că ăsta vine cu 50 la oră. Tu ce ai venit cam repede. Vedeți? Așa erau de corect, altă dată oamenii lui Dumnezeu. Că știau că îngerii lui Dumnezeu nu sunt contra regulilor lui Dumnezeu și chiar a regulilor instituite de oameni. 3. Cum salvează Dumnezeu? Prin oamenii lui Dumnezeu. De la versetul 30 în jos s-a întâmplat ceva aici. Chiar dacă Dumnezeu a zis prin Pavel că îngerul e cu ei și îi ajută și le-a prorocit Pavel și le-a zis că trebuie să dăm peste un ostrov și s-a și împlinit că l-au găsit, ostrovul numit Malta, Spune că la un moment dat, cei de pe corabie, specialiști în ghilimele, adică corăbiere, versetul 30, au căutat să fugă din corabie. Au luat luntrea, era barca aia de salvare, au aruncat-o pe apă și au vrut să se furișeze și să plece. Imediat Dumnezeu îl înștiințează pe Pavel. Ma s-a uitat la ei și Domnul și descoperit, mă, ăștia vor să fugă și să vă lase în voia valurilor. Merge Pavel la capitan, merge la Iuliu, la sutașul acela, le zice, mă, ceva nu e în regulă. Și imediat corabia ă, este protejată pentru că barca de salvare a fost aruncată pur și simplu de soldați în apă. Și atunci corăbierii au trebuit să stea acolo, pentru că Domnul spunea prin Pavel, numai dacă rămânem împreună, vom fi salvați împreună. Ei pleacă, ei o să moară pe răspunderea lor. Da, atunci au rămas împreună și Domnul și-a împlinit promisiunea. Cum lucrează Dumnezeu? Uite, Dumnezeu lucrează și prin oameni. Pavel a adresat un avertisment, oamenii l-au ascultat. Cum mai lucrează Dumnezeu? Cum salvează Dumnezeu prin mijloace materiale? Uite că a venit Pavel înaintea lor și la un moment dat la biserica asta neobișnuită, o numim noi așa, de 276 de persoane, versetul 37 ne spune lucrul acesta, Pavel ia o pâine, se roagă, mulțumește lui Dumnezeu, o frânge și începe să mănânce. Dacă ei nu mâncau, ce se întâmpla cu ei? Poate ajungea unul sau doi leșinați de foame sau chiar morți la mal. Dar au trebuit să folosească și aceste mijloace naturale ca Dumnezeu să dăruiască o biruință, vedeți? Plus că spune la finalul acestui capitol că au folosit frânturi de corabie, bucăți de scânduri. Uite, Dumnezeu poate să dea salvare și prin lucruri materiale. Frânturi de corabie, sunt scânduri, n-au așa valoare, dar Dumnezeu le pune la locul lor în viața noastră. Merge mai departe. Și asta poate e și mai importantă decât ultimul lucru cu mijloacele materiale. 100% e mai importantă. Capitolul 28. Spune cum ei au ajuns în insula Malta, bineînțeles corabia în care erau ei s-a izbit acolo în mal, s-a înfipt în mal, au început valurile să o lovească și să o rupă în bucăți, ei au sărit, s-au agățat fiecare de câte, o, de câte o bucată de lemn și îngerul pe care l-a văzut Pavel pe fiecare din ei, măcar că nu știau să note. Mulți dintre ei nu știau să note, dar îngerul a fost acolo și i-a dus, i-a dus, i-a dus până pe mal. Asta a făcut-o îngerul lui Dumnezeu, că așa a promis Dumnezeu. Și a fost o pierdere strict a corăbiei, strict materială. Ce s-a întâmplat? Ajung în insula Malta și aici spune versetul 2 Barbarii ne-au arătat o bunăvoință puțin obișnuită ne au primit pe toți la un foc mare pe care l-au aprins din pricină că ploua și s-a lăsat un frig mare. A fost primejdie cu furtuna, cu Eurachilon, cu totul rot, cu furtuna asta care i-a înconjurat. Și acolo Dumnezeu a încercat și a și salvat pe ei prin puterea îngerului său. Aici apare o altă problemă, un alt pericol. Barbarii sunt foarte deschiși, au o bunătate deosebită, fac un foc mare și la un moment dat Pavel, care altădată le va spune fraților că nimeni să nu mănânce pâinea leneviei, merge să împlinească acest concept, această idee pe care Dumnezeu i-a și pus-o în inimă și care e profund biblică. Nimeni să nu mănânce dacă nu muncește. Cine nu muncește să nu mănânce. Și merge și el să facă ceva. Și când ia mărăcinii ăia și spinii ăia să-i pună pe foc, culmea, Cu domnule, să uită barbarii la el îngroziți. O năpârcă, o viperă, care era acolo ascunsă și amorțită de la frigo la mare. Când simte căldura focului și Pavel, vă dați seama, probabil că fiecare din ăștia 276 și-a pus grămăjoara lui de mărăcin, de spin și se încălzea deasupra ei. Și aici asta e grămăjoara lui Pavel și acolo e focul sub ea. Și vipera asta, când simte focul și simte coarde, imediat face un salt și se lipește de Pavel, de mâna lui Pavel. Ei, se uită acum barbarii la el. Ce faci tu? Că nu te a lăsa dreptatea să trăiești. Barbarii ăștia nu credeau în Dumnezeu, ăștia credeau în zeița dreptății. Și acum ei ziceau, gata, omul ăsta e pedepsit de zeița dreptății. Cum te salvează Dumnezeu? Spuneam, prin călăuzire personală, prin puterea unui înger, prin oamenii Domnului, prin mijloace materiale. Știți cum ne mai salvează Dumnezeu? Prin puterea cuvântului lui Dumnezeu. Mar cu 16 cu 16. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Vor Vorbea ceva de moarte și nu-i va vătăma. Vor lua în mână șerp și nu-i va atinge o travă a șarpelui. Culmea, uite că Dumnezeu lucrează prin puterea cuvântului Său și prin credința omului. Vreau să vă spun că există undeva prin America o sectă de oameni, ăștia nu-ți pocăiți niciodată, să știți. Ori luați ei versetul ăla din 16 cu 16 literal și știi, știți cum predică? Cu șerpi. Așa e așa, merge predicatorul cu șerpi în mână și mulți din ei au decedat că au mușcat șerpi și șerpi veninoși. Ca să împlinească ei să se dea grozav că cine ei, că nu-i atinge o travă a Și câteodată chiar să mai lasă și mușcați ca să demonstreze altora că cine ei. Și ajung la spital și ajung mult să intre în țărâna pământului. Pavel și oamenii lui Dumnezeu nu s-au jucat cu șerpii. Și nou, nu ne dă voie, Domnul, să mergem să ne jucăm cu focul, fraților și surori, că focul ne arde. Dacă vei trece prin foc, dacă vei trece prin apă, nu te va atinge, nu te va înneca, pentru că eu sunt cu tine, zice Domnul. Dar acest dacă ține de voia lui Dumnezeu și de niște evenimente pe care noi nu le pregătim dinainte. Era fratele Morar, bătrânul care a plecat la Domnul din Spermezău, din Bistrița, și fratele ăsta la un moment dat merge unul înțelept, înțeleptul viacului, că sunt mulți, Merge unul la el, zice, frate Morar, era așa unul mai bășcălios. Frate Morar, zice, uite ce scrie în Marcu 16 acolo, că dacă, dacă vorbea ceva de moarte, zice, eu nu sunt așa de puternic în credință ca și tine. Dar zice, uite, ți aduc aici într-un pahar o travă, o bei sau nu o bei? Să uita fratele el și o mă, de nu mi ziceai că e o travă, poate că o, o sorbem, luam o gură. Dar acum că mi-ai zis că e o travă, nu o beau, frate, orice mi-ai face. Pentru că Dumnezeu zice, mi-a dat cap. Și de aici trebuie să pornească tot. Vedeți? Cum mă păzește Dumnezeu? Mă păzește Dumnezeu prin puterea Cuvântului, prin puterea Credinței, dar mă păzesc și eu, amin. Domnul să ne ajute la aceasta. Cum ne păzește Dumnezeu și merge mai departe? Că după ce s-a întâmplat lucrarea asta aici. Oamenii s-au uitat și să știți, atâta sunt oamenii de subiectivi. Adică nu sunt la obiect, nu sunt obiectivi, subiectivi, așa, haotici în părerile lor. Și nu te poți lua după ei. Atâta sunt de subiectivi când privesc oamenii la oameni. La un moment dat, oamenii ăștia barbari, când l-au văzut că îi mușca din năpâr, că vai de mine, ucigașul, 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 și șoteau între ei, uite ucigașul, uite ucigașul, ăsta trebuie să moară. Când l-au văzut că nu se umflă și că nu pățește nimic, imediat și-au schimbat părerea și-au zis, hă, stai zeu, domnule, stai zeu. Dar înainte să-i zică zeu, până să-i zică zeu, îl vedeau umflându-se, știți? Umflându-se. Mai sunt de care se umflă de mândrie, ca și broasca din poveste, până pleznesc. Când pleznești, îi lovești pe alții și e rău, foarte rău. Merge mai departe. Cum salvează Dumnezeu? Se termină acest, acest incident, Domnul dă o biruință extraordinară și în împrejurim, spune versetul 7, erau moșile mai mare lui Ostrovului numit Publius. Și ăsta îi primește pe oamenii lui Dumnezeu și îi ospătează cu cea mai mare bunăvoință trei zile. Problema era în versetul 8, că tata lui Publius era bolnav de friguri și era foarte, foarte, foarte grav. Era foarte grav. Era bolnav de ordinare, alții sunt bolnav de ordinare, să știți, asta e o paranteză. S-a terminat aici, Pavel s-a dus, s-a rugat s-a rugat apostolul Pavel pentru tatăl acestui Publius și atenție o insulă vindecată, măi, n-ai mai văzut așa ceva, o insulă vindecată. Toți bolnavii vin la el. Versetul 9. Și zice și ceilalți bolnavi au venit și au fost vindecați. Și atunci o mare cinste la toți din cauza lui Pavel, toți s-au bucurat, a fost extraordinar revin la acest frate minunat pe care Dumnezeu l-a folosit în mod deosebit, Ciuci Pavel. El a fost ani de zile în închisoare și guvernul comunist, prin mai mari închisori, îl supravegheau. Era un om foarte periculos omul ăsta. Și le-a venit mai marilor închisori o idee. Pe pocăitul ăsta, pe Pavel ăsta, zice, să nu îl lăsăm mai mult de câteva zile, 3, 4, 5 zile, să nu lăsăm mai mult de câteva zile într-o celulă, pentru că ăsta îi pocăiește pe toți. Ei bine, ar fi să putem noi pocăi pe azi, dar nu putem. Ăsta, așa credeau comunii, ăsta îi pocăiește pe toți, zice. Și atunci îl lăsau câteva zile aici, îl mutau în altă celulă, câteva zile aici, în altă celulă, câteva zile și tot așa, tot așa, până lor mutat în toată închisoarea, în toate celulele. Dar asta au fost tot spre mărirea lucrării lui Dumnezeu și a puterii lui Dumnezeu. Că așa cum aici, în timpul lui Pavel, o insulă întreagă a fost vindecată, în timpul lui Ciuci Pavel, închisoarea întreagă a fost vindecată, ăsta era omul lui Dumnezeu. Intra într-o celulă, zicea, sunt aici ceva bolnavi. Eu ziceam de la Dumnezeu un dar deosebit și mă rog pentru ei ca să vadă puterea lui Dumnezeu. Da, zice, eu bolnav, mă doare aia, mă doare aia. Ei, hai aici, rogă-te, uite și rogă te și tu. Mă rog și eu, primești el pe Isus. Imediat, dă-i de dă dă că la Dumnezeu nu-i trebuie 4-5 zile să mântuiască pe un om sau să-l vindece pe un om. La Saul i-a dat Domnul într-o singură clipă, i-a schimbat inima. Pe om îl poate vindeca Domnul într-o singură clipă. Doctorii vindecă mai greu, dar Domnul vindecă pe moment. Poate să vindece Domnul și treptat și sunt cazuri de genul acesta. Dar Ciuci Pavel se mută dintr-o celulă în alta, în alta, în alta și o întreagă închisoare este vindecată. Exact ca pe timpul lui Pavel. Cum ne salvează Dumnezeu? E ultimul gând de aici și foarte important pentru noi. Penultimul. Prin puterea Duhului Sfânt, deja l-am spus, acesta cu vindecarea, și ultimul este prin puterea unei înțelepciuni sfinte. De la versetul 11 în jos, să știți că este un text care e destul de actual pentru fiecare dintre noi. După o ședere de trei luni în insula Malta, ei pornesc cu Corabia și spune versetul 11: Corabia purta semnul Dioscurilor. La ce se referă acest semn al Dioscurilor? În fața Corabiei era o siglă. Era ceva acolo, o imagine mare. Și în imaginea asta, știți ce apăreau? Doi gemeni, Castor și Polux. Erau gemeni din mitologia greacă. Unul era boxer și altul crescător de cai. Și Castor și Polux e exact, exact, exact semnul pe care îl observăm câteodată pe unele produse când mergem la magazine cu cei doi gemeni sau pe cărțile alea de joc. Era odată. Gemenii. Ei, Domnul ne vorbește. Pavel, vă dați seama? Pavel intră în corabia asta. Și nu începe el să intre la discuții cu oamenii. Bă, cine e castor, cine polu, ce se întâmplă? Cum? Hai. Nu, 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 nu. Nici pe noi nu ne cheamă Dumnezeu, fraților, ascultați-mă foarte bine, să ajungem la horoscop și la lucruri nepermise. Pentru că în domeniul acesta mulți, mulți, mulți s-au rătăcit. Au fost oameni care au zis, păi cer o stare, Zice, hai să citim scriptura și ziarul. Și chiar sunt niște editoriale, pe la reviste, pe la televiziunile astea, așa zis, creștine, că semicreștine, să știți. Mai sunam pe un domn, așa, mai în vârstă, zic, ce faci? Mă uit la un film semicreștin, dar cu cine ai? Cu Samson și Dalila, zic, ai milă domni, ai milă domni, semicreștin. Înseamnă că tu te duci în semirai. Vedeți? Și sunt idei care spun, băi, citește Biblia și ziarul, amândouă, în binele, amândouă, neapărat fa asta. Și în ziar ce citești? Că pe lângă știrile astea siropoase și pe lângă alea alte care te chinuie și te, te sperie de-a dreptul, găsești ultima pagină, rubrica horoscop. Mă, uite-te acolo și vezi când te-ai născut, data nașterii, ce se spune acolo, Doamne ferește-ne. Uite, sunt oameni care sunt în biserică și nu sunt conștienți că ăsta e un păcat înaintea lui Dumnezeu. A fost o femeie care a luat și a citit horoscopul și a citit data, data, că ea tocmai născuse și a vrut să vadă pruncul ei nou născut, ce zice horoscopul de el, despre el. Și scrie acolo, dacă s-a născut în data cu tare, o să devină un mare hoț. Și ea îl urmărea pe copil să-l omoare. Și doctorii nu mai știau ce să facă să nu-și omoare mama copilul. Pentru că a luat o luat-o razna. Vedeți, fraților și surori, Pavel a primit salvare de la Dumnezeu prin puterea înțelepciunii. Haideți să vedem puțin mai departe cum a acționat înțelepciunea în dreptul acestui om. Am ajuns la Siracuza și am rămas acolo trei zile. Ne-am dus la Regio, am dat peste niște frați versetul 14 și așa am ajuns la Roma, versetul 15. Din Roma ne-au ieșit înainte până în forul lui Apiu. Aceasta e o altă problemă, să știți, o altă problemă. Ce însemna forul acesta lui Apiu? În Roma erau așa numitele foruri sau piețe, unde se adunau filozofii, unde se adunau judecătorii și discutau ideile noi care au apărut, discutau probleme de drept, de rezolvarea unor litigi, și acolo erau mari, mari, mari și aprinse discuții. Toate erau bazate pe înțelepciunea omenească. De multe ori, forurile astea aveau și biblioteci proprii, și oamenii recurgeau la suluri, la cărți, și citeau și citau și așa mai departe, și se duelau verbal. Ei, Pavel, Pavel, nu s-a oprit la forul lui Apiu. De ce? Putea să se oprească. Domnul a zis, nu, Pavele, tu ai o misiune, tu trebuie să ajungi înaintea cezarului și să-i spui Evanghelia, să-i spui despre Domnul Hristos. Și el nu s-a oprit la forul lui Apiu. Dar dați-mi voie să vă spun, mulți creștini se mai opresc la forul lui Apiu. Și Duhul acesta al înțeleptului lumii vine și îmbată pe mulți de cap cu vinul acela al înțelepciunii omenești și până la urmă al înțelepciunii drăcești. Era un frate într-o biserică, am mai zis întâmplarea asta, dar e reală. Fratele ăsta s-a pocăit, a început să citească Scriptura plus alte cărți. E bine să citești alte cărți care sunt legate de Biblie, dar știi când? După ce ai citit Scriptura de cel puțin 10 ori, ca să o știi bine. Ca să poți să ai o sită bună și să le judești lucrurile astea. Nu cumva să zică X că așa scrie în Biblie și nu scrie, că mai sunt oameni de ăștia care așa scrie în Biblie și numai te trezești că nu scrie în Biblie. Și atunci nu mai știi. Cel puțin de 10 ori. Pentru că știți care e problema? Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Dacă cineva scrie o, o, o carte despre Biblie, e adevăr despre adevărul lui Dumnezeu, despre cuvântul lui Dumnezeu. Dacă cineva scrie o carte despre cartea aia, se dilează și mai mult. Adevăr despre adevărul, despre adevărul lui Dumnezeu. Și atunci ne putem rătăci. Ei, omul ăsta s-a pocăit? Și au început cu cărțile mai întâi. Că zicea, mă, eu nu înțeleg Biblia și trebuie să mă învețe cineva. Vreau să vă spun o experiență din viața mea personală. Eram în urmă cu mulți ani și mergeam pe autobuz și mi-a venit deodată un gând. Ce ar fi să mă duc la fratele Bica Zaharia să mă învețe Scriptura? Zaharia Bica e un om din Cluj, pe care mulți îl cunoașteți, știe mult, a citit sute, poate mii de cărți și le știe cu pagină și cu paragraf, așa, din cap. Are un calculator în cap. Și eu mă gândeam să mă duc să mă învețe el, Scriptura. Și deodată a venit la mine un gând. Și cred că a fost de la Domnul. Dacă vrei să-ți fie Bica Zaharia învățător, Duhul Sfânt ce o să-ți mai fie? Am zis, Doamne, am înțeles, Duhul Sfânt să-mi fie învățător, nu mă mai duc nicăieri. Stau pe genunchi să mă învețe Duhul Sfânt Scriptura. Și n-am mai mers nicăieri. Pentru că, fraților și surori, oamenii greșesc Dumnezeu niciodată. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne același. Ei, omul nostru, omul nostru a citit mult cărți, alte cărți, și la un moment dat l-a trezit Dumnezeu printr-un vis. Era răpirea și el a visat că mergeau mulți spre cer. Mergeau. Erau niște porți mari de mărgăritare și intrau Sfinții lui Dumnezeu înăuntru. El când a ajuns acolo, porțile s-au oprit așa și a în o crăpătură. De dincolo era un înger și se uita la el să vadă ce face. Asta se chinuia să intre. Eu a intrat umărul, dar capul i-a rămas afară. Și zice îngerul, du-te înapoi pe pământ și golește-ți capul de tot ce ai, că e cam mare capul tău. Vedeți? Omul care știa multe și încă le dădea lecții la mulți. și trebuie să învețe, să o treziți, și -o trebuie să mă pocă. Eu ajuns la forul lui Apiu. Ce să mai vorbim, că tot aici, în 15, ajunge Pavel la cele trei cârciumi. No, care e problema? Bem bere fără alcool? O bem sau ce facem? Fraților și surori, haideți să fim serioși cu pocăința. La un frate bătrân pe care l-am cunoscut, s-au dus niște tineri și mi-au zis, frate, zice, în Biblie nu există verset care se interzică băutura. Nu știu ce Biblie o citit ei, cum zicea eu nu cred că Biblia fără capitole și fără versete. Dar asta o zis, că în Biblie nu scrie și sunt mulți care vin și spun chestia asta, dar scrie foarte clar în Biblie. Zice, hai că ce totul scrie ceva care ne dă dreptul, o zis ei, ca să bem. Eu la bătrân. Ce verset vă dă mă dreptul să beți? Păi e acolo unde a zis Domnul Hristos că ce intră în pânte, ce merge în hazna, zice, dacă intră mâncare, de ce să nu intre și băutura? Băi, zice, rău vă rătăciți, le-a zis fratele bătrân. Ce intră în pânte, ce mâncarea, și aia e ceva natural, se duce. Dar tu dacă bei, zice, să urcă la cap, mă, nu mai merge în jos. Merge în sus, mă, și te nebunește de cap, mă. Mergem la Timotei. Sunt cel puțin patru chestiuni pe care le extragem de aici din cartea lui Timotei. Capitolul 5 din 1 Timotei cu 23 în jos. Primul lucru, că Timotei consuma numai apă. Să nu mai bei doar apă, nu mai apă. Înseamnă că el asta a consumat. Timotei asta lua, apă. El nu a consumat alcool. 2. Timotei a primit un sfat de la Pavel și nu o poruncă. Și sfatul privea, știți ce privea? Un medicament. Nu era vorba să consumi în cantități industriale. Cum a fost unul care tot lua pe ascuns și mai lua câte un badog așa de bere și are un vis într-o noapte că mergea la judecată cu tinichelele după el, erau legate toate în urma lui. Vedeți? Al doilea lucru, Timotei a primit un sfat și nu o poruncă, Pavel le-a zis să bei un pic, așa, un pic, ca medicament. Trei, cuvântul puțin, puțin, zice aici, să bei și câte puțin vin, puțin vin. Acest cuvânt puțin, să știți, era folosit la un moment dat de către Domnul Hristos, când au venit ucenicii și Domnul le-a zis că mare este cerișul și puțin sunt lucrătorii. Gândiți-vă, în Imperiul Roman de atunci și în lumea de atunci care număra peste 2 milioane, 3 milioane de oameni, ăia puțin erau 11, cu Hristos 12. Împărțim 2-3 milioane la 12, vedem cât iese, și acela e puținul, scuze, 12 la 2-3 milioane. Și vedem cât e puținul ăla. Atâta apă, și atâta un pic de vin, un medicament. Și patru, Timotei era bolnav. Timotei era bolnav. Și oameni care sunt sănătoși în trup, dar bolnav cu sufletul, ei recurg și ajung la cele trei cârciume. Raților și surori, vreau să rămân la gândurile acestea. Cum salvează Dumnezeu? Dumnezeu poate să salveze în multe forme, în multe, în multe forme. Le-am amintit de aici. Dumnezeu poate să salveze prin călăuzire personală, cum l-a călăuzit pe Pavel, prin îngeri, prin oamenii Domnului, prin mijloace materiale, prin puterea Duhului Sfânt, prin puterea cuvântului și a credinței și prin puterea înțelepciunii sfinte. Vreau să rămân la gândurile astea și zic, Doamne, salvează-ne pe toți! Salvează-ne, cum a zis cineva, zice, mi frică cel mai mult de mine, de mine însum. Domnul trebuie să mă salveze din iadul, din interiorul meu. Aici când vine o poftă, când vine o privire, totdeauna trebuie să se vadă răstignirea fraților. Spune Pavel, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea lui Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Știți care e problema? Crucea, ca orice obiect din lumea noastră, crucea, are două fețe. Două fețe. Pe o față a fost răstignit Hristos. Pe cealaltă mă așteaptă Domnul pe mine și pe tine să fim răstigniți. În momentul când eu sunt răstignit cu Hristos, pe crucea lui Hristos, când firia mea pământească, când tot ce e în mine e răstignit acolo, în momentul acela Dumnezeu mă salvează și de mine și de alții, și de diavol, și de lume, și de toate pericolele din lumea asta. Și atunci rămân mai mult decât biruitor. Domnul să se atingă și de aceste cauze, fraților. Sunt multe cauze, sunt multe probleme în poporul lui Dumnezeu, să știți. Și spunea odată un bătrân și mi-a rămas în minte. Să nu judecăm biserica lui Dumnezeu de ce sunt probleme mari în biserică. Pentru că mireasa lui Hristos a fost mușcată de șarpele cel vechi în călcâi și până vine mirele din ceruri așchiopătează. Nu putem să-i băgăm de vină miresei lui Hristos. Mai încearcă demonii, mai încearcă lumea, mai încearcă oamenii să ne scoată de pe cale. Noi vrem să rămânem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit, prin puterea lui, prin Duhul Sfânt, prin armele de luptă pe care ni le-a dat neprihănirea și ni le dă. Și Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin.